Bustul regelui Mihai Viteazul va fi instalat în satul Cobani, raionul Glodeni. Sculptura va fi înălțată grație implicării autorităților raionale Glodeni și membrilor Asociației Euroregiunea Siret Prut-Nistru. Bustul Marelui Voievod și înfăptuitor al Unirii Principatelor din 1601 va fi realizat din piatră de cosăuți sau bronz și va fi inaugurat pe 27 mai. Ținând cont de unele elemente ale istoriei, în anul 1600, armata lui Mihai Viteazul, când mergea spre Hotin, a făcut un popas aici în regiunea satului Cobani. Am luat decizia ca să amplasăm aici un bust al marelui domnitor Mihai Viteazul. Sperăm că va fi o colaborare între primăria satului Cobani, Consiliul Raional Glodeni și Euroregiunea Siret Prut-Nistru. Tot grație Asociației Euroregiunea Siret Prut-Nistru, filiala Glodeni a Bibliotecii Județene George Coșbuc din Bistrița Năsăud, România a găzduit cenaclul literar istoric Constantin Stere între politică și literatură, care s-a încheiat cu o donație de carte românească. De fiecare dată când vin, donez cărți care în principiu le-am făcut eu, alături de cărți importante cum este, din punct de vedere militar, cum este Jurnalul Cavalerului, și cărți dedicate tinere generații. Noi în raionul Glodeni avem multe biblioteci, în fiecare sat există biblioteca satului, avem bibliotecă raională, avem filială Bibliotecii George Coșbuc și sperăm noi că donațiile de carte care sunt aduse în special din România sunt și vor fi în continuare o tradiție care voi dănui în timp. Evenimentul ce are ca scop unirea culturală a celor două maluri românești ale Prutului a continuat în parcul din orașul Glodeni, unde a fost inaugurat monumentul tuturor eroilor neamului. Acest vultur înseamnă istorie și aduce memoria eroilor noștri, ca tot timpul această memorie să fie vie și să dăinuie. El semnifică și independența, semnifică și suveranitatea și este un simbol la general a libertății. Asociația Euroregiunea Siret Prut-Nistru a fost constituită în anul 2005 și reunește 30 de raioane din Republica Moldova. Datorită ajutorului acordat în anul 2020, casa părintească a regretatului poet român Adrian Păunescu din satul Copăceni, raionul Sângerei, a fost renovată și transformată într-un muzeu al literaturii române.